Este o specie timidă și petrece foarte mult timp ascunsă în crăpături umbroase, sub bușteni sau alte astfel de locuri care vor oferi protecție și umiditate. Principalele sale perioade de activitate sunt nopțile blânde. Este inactiv în timpul anotimpurilor extreme, așa cum ar fi iarna, dar și în perioada de vară foarte călduroasă. Salutare dragilor, eu sunt Gabriel Lycosa și astăzi vorbim despre animale. Dacă și tu vrei să descoperi alături de mine aceste creaturi minunate, abonează-te la acest canal. Salamandra salamandra sau salamandra de foc, pentru că despre ea este vorba, așa cum mai este numită, va prefera să locuiască ca adult în zone de origine, adică în apropierea apei unde s-a dezvoltat ca larvă. De asemenea, se vor întoarce să ierneze în același loc. Un experiment a descoperit că indivizii unei populații s-au întors în aceeași peșteră pentru a hiberna timp de 20 de ani. S-a observat că salamandrele de foc urmează căi cu repere de orientare. Nu se cunoaște dacă reperele lor vizuale sau olfactive sunt mai semnificative, dar unele experimente indică faptul că indiciile vizuale sunt importante. Principala apărare a salamandrei împotriva prădătorilor este toxicitatea sa și colorația de avertizare pentru prădători, bineînțeles, glandele parotide aflate în spatele ochilor și glandele ce se extind pe lungimea corpului secretă neurotoxine, o substanță neurotoxică. Salamandra de foc este capabilă de pulverizarea acestei substanțe chimice asupra prădătorilor pentru a descuraja atacul. De multe ori nu așteaptă să fie luată în gură de prădător pentru ca aceasta să își dea seama că nu este o masă prea delicioasă. Dieta salamandrei constă în principal din nevertebrate și este în general un amestec din cele mai abundente specii disponibile în habitatul pe care îl ocupă, așa cum sunt râmele și melcii, fără cochilie în principal, dar consumă cu plăcere și miriapode, gândaci și uneori păianjeni. Salamandra salamandra pare să folosească diferite strategii de vânătoare pentru situații diferite. Când o anumită lumină este disponibilă, folosește mișcarea prăzii pentru a ataca și ignoră prada staționară. Cu toate acestea, atunci când vânează în întuneric, folosește în principal simțul olfactiv, deoarece nu se mai poate baza pe văz. În această situație va ataca și prada care nu se mișcă, atâta timp cât poate detecta mirosul obiectului ca fiind prada. Preferă habitatele pădurilor, în special cele cu multă umbră și iazuri sau pâraie, acestea fiind folosite pentru reproducere. Petrece mult timp sub pietre sau bușteni sau se ascund în crevase pentru a rămâne protejate și umede. Salamandra este cea mai mare specie din familia salamandride. Corpul său este negru cu pete de culoare galbenă sau portocalie, care apar în modele variate, de la pete distincte la pete mari sau chiar benzi. Ventral, de obicei, are o culoare gri închisă cu mai puține pete. Lungimea corpului depășește lungimea cozii, iar membrele sunt robuste. Femelele tind să fie puțin mai mari decât masculii, nu au însă un dimorfism sexual accentuat. Fertilizarea este internă prin depunerea spermatoforului de către mascul. Femeia poate păstra sperma pentru o perioadă de timp înainte de ovulație. Acest lucru ajută la luarea în considerare a gestației lungi dintre apogeul sezonului de împerechere din vară și nașterea larvelor în primăvara următoare. După hibernare, reproducerea are loc pe uscat, iar femeia își depune larvele în apă. Salamandra salamandra este considerată vivipară, totuși ea este o specie ovovivipară pentru că femeia păstrează ouăle în curs de dezvoltare, iar embrionii își obțin hrana din așa numitul gălbenuș. La naștere, larvele sunt de obicei destul de avansate, deși unele populații depun pui care s-au metamorfozat deja. Unele femele sunt capabile să depună pui complet metamorfozați direct pe sol, dar mai multe detalii vă voi da într-un alt clip, nu în acesta. Salamandrele de foc pot trăi în medie 14 ani în libertate, prin urmare femelele au șansa de a se reproduce de mai multe ori în timpul vieții lor. Deși se cunosc exemplare care au trăit și 30 de ani, o amenințare iminentă pentru populațiile de salamandre este constituită de distrugerea habitatelor pe care aceste animale le preferă. Folclorul tradițional susține că salamandrele ar putea supraviețui în foc. Termenul de salamandră provine de fapt dintr-un termen arab pentru viața în foc. Salamandrele de foc, în special, își datorează numele acestor mituri. Poveștile își au originea în misticism, deoarece salamandrele, inclusiv salamandra salamandra, au fost frecvent văzute târându-se din buștenii aruncați în foc. Desigur, pielea lor subțire, permeabilă, nu oferă o astfel de protecție, iar acele animale doar își găsiră un refugiu acolo, în acel buștean, și bineînțeles, când au dat de foc, au ieșit din ascunzătoare. Așa că nu s-au născut din foc, ci au fugit de foc. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să apreciezi clipul, să-l distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici, dacă nu ești abonat la acest canal, unde împreună descoperim minunata lume a animalelor. În partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare, nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.